Bun, deci salut, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou episod de data aceasta aici pe Samp, exact cum v-am obișnuit. Mă mir că nu mi-a cerut asigurarea, pentru că, bă, nu vă exagerez, dar fac questul. Câte fapturi am? 27, 30, bine, mergem așa pe modul ăsta. Bă, nu vă exagerez. Bă, cred că de vreo 2 ore și ceva mă chinui. De la 10 am intrat, 10 și un pic. Bă, și de atunci încerc să fac questul. Bă, dacă nu mai chinui. Faile, am un ghinion astăzi. Nu se poate să jucăm pe modurile astea. Schimbăm pe cu rapid și nu e problemă. CTA. Așa. Pac. Bă, deci am un ghinion, deci nu mai pun, frate, de nervi, m-am enervat maxim acum. Deci, bă, am un ghinion de 2 ore, bă, dacă n-am mai dat, am dat, cred că vreo 10.000 de, vreo 10K, cred că am dat doar pe asigurări, frate. Deci numai pe asigurări, de-aia am și spus că mă mir că nu mi-a cerut asigurarea. Dă să trec înapoi, pentru că în ultimul timp am început să-mi tot notez când fac quest-ul, să văd exact cam cât profit fac. Deci până acum am făcut profit de 26K, cu tot cu afacerile pe care le-am făcut. Ceea ce este destul de ok. În general cam 15K fac profit fără afaceri. Bă, lăsăm NB-ul dezactivat. Zic că este mai bine așa. De spawn, turismo, loc parcare. Să nu mai dau și aici bar măcar. Bun, lăsăm așa dezactivat. Bun. Hai să îndreptăm ușor către asta cum se numește. Tăietor de lemne. Poate reușesc și o să ajung întreg. Bă, deci dacă... Deci cred că am făcut drumul ăsta de vreo 7 ore, frate. Deci am făcut, cred că vreo 100 de kilometri. Sam. Deci, efectiv, cam 100. Cam 100 am făcut. Cum am văzut, cam 11.180. Deci cam 100 de kilometri am făcut, fraților. Ceea ce mi se pare... enorm de mult pentru două joburi. Deci pentru două joburi am făcut 100 de kilometri. Bă, ia da să mă uit acum să văd și eu ce geante am, dar le-am pe acelea switch, pentru că eu am turismul, dar nu știu exact ce geante am. Bă, imediat facem 2000 de kilometri, încă 300 de kilometri și facem 2000 de kilometri rulați de către mine pe acest turism. Când l-am furat avea 9500. Mă rog, hai să mergem rapid acum la... Hai, bă, nu mai merge pe două roți. Hai să mergem rapid la acest job mirobolant de tip... Așa, mi-am lăsat și microfonul jos. De tip tăietor de lemne. Bă, sper că reușesc măcar de data asta să ajung întreg la tăietor de lemne. Pentru că nu mai suport, frate, să mă mai... Bă, dar nu înțeleg de ce tot îmi sacadez așa, bă, că mi-e pișorul. Nu mai suport, fraților, să îmi... să tot mor, să-mi bubuie mașina și lucruri de genul. Sper să reușesc să fac din prima două curse. La miner mi-o luat jumătate de oră. Deci, efectiv, mi-o luat jumătate de oră. Prima cursă am făcut-o de vreo 3 ori, că tot am bubuit. Și când am sărit și când am mers normal, tot am bubuit. Și după aia a doua cursă m-a bugui, după aia până a venit adminul să mă debuguiască, după aia am pierdut cursa că aveam checkpoint jos în mină și nu puteam să mai ajung în mină. Am pierdut cursa, fug jos pe jos, după aia ias mașină, urc înapoi sus și tot așa. Deci a durat foarte mult. Nu știu, fraților, nu știu ce am fost cu mine astăzi, am avut un ghinion. Deci trebuie să stres, am grijă că văd că am super mare ghinion. Deci chiar trebuie să am grijă. Bă, sper că nu s-o dă mai tare decât mine jocul. Mă tot uit pe OBS, dar nu pare. Bă, da, am lag și nu înțeleg de ce. Pula mea, cam peste 30 de frame-uri. Și tot îmi framează. Nu pot să înțeleg, frate. Bă, piciorul. Sper măcar să se vadă bine filmarea. Nu prea am cum să pun pauză, pentru că trebuie să stau pe asta, stau să editez și trebuie să plec în cam o oră, cred că trebuie să plec și n-am trebuit să stau să randez. Dar cred că o să pun o pauză și editez eu cu ăsta, cu bandicat-ul. Chit că apare ceva la final. Hai că verificăm mai rapid să văd cum se mișcă și revin. Bun, fraților, haideți că am revenit. Mi-am schimbat și eu un pic rezoluția la joc. Mie mi se vede super mare, dar voi vedeți numai bine. Bă, avem și noi frumos, elegant, 1500 de gold, aproape. Acum când o să mergem pe Ciliad,
O să facem 1500. Ceea ce e destul de bine. Ia, până în bloc m-a pus să joc. Ia să vedem câte fapturi avem. Framează. Nu framează. E bine. Dacă văd că începe să-mi frameze mie, o să opresc în bu. Bă, aveam vreo 1500 de gold yet, super forță. Astăzi de aia și filmez acum pentru că o să luăm VIP-ul gratuit, ceea ce mi se pare forță. După aia o să luăm pe 11. Am făcut astăzi quest-ul deja, task-ul zilnic. Pe 11 o să luăm încă 200 de gold, adică 1700. O să cumpărăm un Infernus din gold și după aia o să-l facem VIP. Haidenul nu o să pot să-l cumpăr direct pentru că încă nu am Haiden. Haidenul o să-l iau de la maraton. Și așa, dacă dau maraton, sunt în urmă, să zic așa, cu punctele, că deja trebuia să le-am făcut, am doar jumate din 90. Și așa, astăzi când am intrat, aveam în urmă, eram în urmă cu o zi. Deci este bine că am reușit să mă redresez cu maratonul. Așa. Da, frate, deci nu uitați să apăsați butonul de like pentru că mă ajută foarte mult pentru a continua seria de Samp, pentru că vă dați, cum am spus și adineori, mă enervez super tare când tot bubui și mai ales că pentru a face un episod de genul cum îl fac pe acesta, v-am spus, investesc cam 3 ore. 2 ore questul, o jumătate de oră randatul, încă jumătate de oră postatul. Și deja s-au dus 3 ore. Și asta e. Vă rog, nu e asta problema, plus filmatul, bineînțeles. Deci cam încă jumătate de oră, nu cred, cam 20 de minute. Deci cam 3 ore jumate, să zicem așa, că mă ajunge. Ceea ce... Uite, frate, nu înțeleg cum ăștia câștigă goldul ăsta. Slashner, care e faza cu event B? Deci, cum pot participa? Nu înțeleg, frate, care e faza cu quest-ul ăsta? Că tot îmi apare că ăștia câștigă, dar nu pot să... nu știu, nu pot. Nu știu să particip. Că aș vrea și eu 200. Aha, hai că m-ai lămurit. Fără web. Așa. Pac. Nici ei nu prea știu, că văd că de obicei Sebi răspundea fără web. Bă, nu știu. Hai să mergem rapid la mașină să terminăm și cursele astea două de o dată, să termin o dată cu quest-ul pe astăzi, să... Ha! Sau te duci acolo și aștepți să înceapă cursa. Este un eveniment special de CS. Și unde trebuie să merg? Unde trebuie să merg? Hai, nu înțeleg unde trebuie să merg. Că eu de dus m-aș duce. Așa, mai avem încă 3 copaci. Salut la semnul întrebării de pe hartă. Aha, asta e faza. Ok, mersi. Mersi, domnul Sebi. Bun. Nu e aici, e aici jos. Mai avem nevoie de 2 copaci și după aia terminăm. Facem și skill 2, văd că astăzi la acest job mirobolan de tip cum se numește, tăietor de lemne. Cu ocazia asta am făcut multe skill-uri. Până în vara viitoare vreau să am skill 5 la drug dealer, arms dealer și cel puțin încă drug dealer, arms dealer și host de mașini, cel puțin astea 3 joburi, să am skill 5. Și ăsta cum se numește, și detectivul. Și detectivul, bineînțeles că vreau și detectivul. Da, bun. Deci, bineînțeles, seama și detectivul, pentru că acela mă ajută foarte mult la... dacă vreau să intru în PD. Deja skill 5 am la... Am început cu skill 5 la mecanic. Deci până vara viitoare vreau să am 5 joburi cu skill, nu? 5, da, încă 4. Deci o să am ceva, o să bag skill-ul, job skill up-ul de la maraton, o să-l bag în host de mașini, pentru că nu suport, frate, acest skill să trească, să fur mașini de playeri
deschise, nu suport. Prefer să-i bag skill și după aia să fur mașini de facțiune. După ce fac rapid încă 120 de mașini de facțiune, o să mă bag să fac. După aia sunt mașinile normale, dau pick lock și skill 4 ăla este și după aia skill 5 și cred că la skill 5 pot să fur orice fel de mașină vreau eu. Dar mă rog, nu mă interesează asta, pe mine o să mă intereseze după aia arms dealer-ul pentru a-l face, pentru că vreau neapărat să am un job pe care pot să mă bazez cu mașina personală și drugs dealer-ul la fel, nu rămân fără mașină, ceea ce-i forță, mașinile rămân tot timpul acolo parcate. Așa, am uitat să vă spun despre ultimele update-uri. Știți eu cu toții că aveam un Phoenix cu 10.000 de km. Am reușit într-un final să dau pe 15 ca un Hi-Fire și un Premier. Nu m-am mai uitat la preț. Știu că am niște minus de la 230k. Asta este. Dar stați așa să vă spun mai întâi. De fapt, nu. Am luat 20k plus un PCJ cu 6.000 de km. După aia PCJ-ul acela cu 6.000 de km l-am dat pe un d-asta, un stați așa un pic să notez aici 1668 plus după aia PCJ-ul l-am dat pe Premier plus 15K plus Wi-Fi. Wi-Fi-ul încă l-am aici pentru că vreau să îl păstrez. O să trească să-mi trec înapoi și de fapt BF-ul încă nu mi-l trec pentru că momentan nu prea mă interesează să fac skill la host de mașini. Și după ce o să-mi iau Infernusul, o să după ce mi-iau Infernusul, o să vând Wi-Fi-ul și eu o să rămân cu BF-ul. După ce fac skill 5 la astea 3 joburi, o să rămân în Infernus, în Landstalker și în Turismo. Cealaltă o să le vând, adică ăsta PCJ-ul, nu PCJ, BF-ul 400. Și după aia o să mă orientez spre un Euros. O să vreau să-mi cumpăr pentru că avem deja banii, 775k. N-am în schimb stoc. Avem și 30 de zile de cont premium, forță, 400 de RP-uri și mai forță. Bă, ia stai un pic, stai să mă gândesc. Deci eu dacă am 1500, 4 level up-uri dau lejer. 80. 5 oare dau. Deci în acest episod ne cumpărăm și Infernusul, fraților. Da. Deci în acest episod ne cumpărăm Infernus plus îl facem și VIP. Asta. Asta este. Aha, hai că m-am băgat și jocul în bara, dacă e. Asta este, o să plec de la level 7. Nu este ceva de problemă, fac level 11. Sau cred că o să mă bag în level 15 care arată mai frumos. Sau văd cât pot să dau by level. Dar dacă pot să dau peste 15, nu o să dau peste 15, o să dau doar așa până în level 15. Dacă pot, dacă nu. Ba nu, mă, cred că rămân în 13, că arată mai frumos 13. Da, în 13 rămânem. Hai să dăm și acum un buy level așa pe Cilianu. Reperurile nu le pierd deoarece avem și ăsta. Avem cont premium, așa se numește. Bun, bă, e forță că ne l-o cumpărăm și Infernosul. Acum mi-a picat fisa cu RP-urile astea cu stațul. Nu știu cât am filmat în episodul celălalt, dar o să revenim după ce ajung la tăietor de lemn, pentru că vreau să fac destul de multe în episodul acesta. Unde e, mă? Așa. Bun, fraților, haideți că am ajuns și la carieră, la tăietor de lemn. Am făcut și skill 2, încă 10 gol, frumos. Bui level, să fie aici, așa. Desemnată totuși și banii aceștia, chit că eu îi dau pe level 1642. Păi ăștia nu pot să zic că e scat, pentru că eu încă mă folosesc de ei pentru level și îmi dă goldul respectiv. Ai că dacă eu nu mă calcă niciunul. Mergem acum rapid pe Ciliad, dăm finish quest și pe aia ne îndreptăm rapido în... Nu bă, am pălicrea aia, dracu. Ne îndreptăm rapid pe în DS. Poate găsesc și un Euros. Nu m-am uitat exact dacă este stock. Sper să fie. Dacă este și stock, DS Price Euros. Nu mă pălifirea aia dracu. 740k.
Avem și banii de Euros, este super forță. Hai, ne revedem pe Chiliad. Bun, frate, vedeți că am ajuns și la zona de câștigarea premiului, să zic așa, revendicarea, mai bine zis. Ajungem mai rapid. Mai avem treabă ceva pe Chiliad. Nu ne aruncăm direct în cap de pe Chiliad și după aia servus. Hai să ne dăm. Nu știu exact dacă pot să dau get gift. Nu cred că pot. Ia să încerc get gift. Nu, am dat acum vreo aproximativ 2 ore și ceva. Finish quest. Pregătiți? Filmăm sigur. Finish quest. 15 puncte de misiune, 10-15 ore jucate și un vehicle VIP gratuit. Revendică. Forță, forță. Am luat un vehicle VIP gratuit. Stați. Hai să dăm și un bui level. Bui level. Am dat așa două, să fie. Câți bani mi-ai dat? Când m-am uitat. 70, aproape 71, că ai forță. Ia vedem câți bani am făcut pe astăzi. 70, 793, 100 de K și 192 de dolari. Bă, e bine. Văd că am pierdut 20K și eu mi-am scăzut lucrurile pierdute. Aha, hai că am picat pe lângă la aică, da. Forța. Hai să mergem rapid acum la... Să dăm mai întâi un stat, să vedem cât avem. Bui level și bui level, level 13. Teoretic acum ar trebui să am... Remorchează. Acum teoretic ar trebui să am banii de Infernus. Deci o să, astăzi băgăm doar 70K în bancă, sau văd exact cât bag, să fac încât 850K. De fapt nu fac 850K, că n-am bani suficienți. Fac vreo 840K. Bă, e bine. Dacă dăm un stat, vedeți că avem 775K în bancă. Mai avem 187 de RP-uri, e bine. O să încerc acum să strâng 1000 de RP-uri. Să facem un un buy level forținii. Mergem acum să ne cumpărăm Infernusul, cât avem? Avem 1626 și eu cred că este 1618. Dacă este așa, e super forță. Bă, și mă bătea gândul să fac altfel. VIP-ul, da, îl bag pe Infernus. Corect, asta o fac. Bă, dar haide, nu, totuși mai bătea gândul să-l bag pe Euros și să nu-l bag pe Infernus. Nu știu exact, încă să văd cât gold reușesc să mai strâng până cumpăr Eurosul și până se termină quest-ul. Dacă reușesc să fac niște bănuți frumoși, poate bănuși gold frumos, bui vehicle, poate order, poate îmi cumpăr direct un direct mi-l cumpăr cu îmi cumpăr și un Hayden special pentru ăla, adică nu știu exact cât vine. 100, bă, nu știu, chiar nu știu. Bullet 700, 1649, frate, care erau șansele? Stați. Bui level, bui level, deci stai la level 15. Ce? Poți aplica pentru, aha, bui. Da. Și mi-am cumpărat un Infernus plus 30 de puncte la maraton. Maraton. Bă, mi-ar fi plăcut mai mult să stau un level 13, dar dacă n-a fost să fie, nu a fost să fie. Deci mi-a scăzut 3000 de dolari. Ah, da, pentru că bui level, da. Bui vehicle. Hai să vedem dacă este Euros. Așa, Euros, 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 unde e Eurosul? Aici. Nu e stoc, frate, fuck. Huntley sunt două stocuri, dar nu vreau Huntley. Savana. Sinking-ul 920K, deci nu. Mă bătea gândul să-mi iau un Felzer, dar ne. Nu, asta este, o să cumpărăm, dacă așa a fost să fie atunci, o să cumpărăm de la un player normal, Eurosul. Hai să vedem unde este Infernusul, localizează, este perfect, este aici jos, numai bine. Stai să remorchează, stai, remorchează. Hai să mergem să-l facem VIP, deci îl facem VIP. Nu știu exact acum, nu mai știu exact ce ID-uri am pus pe Infernus, pe Turismo, dar vreau să-l fac full black. Deci negru cu roșu, negru cu galben, cred că îl fac. Băi, ești a meu. Lasă-mă să urc în tine. Infernus, the spawn, Infernus, loc parcare. Ale. De ce nu mă lasă să urc în el? What the fuck?
E și deschis. Bă, what the fuck? Stați așa că dau un reload. Stați așa că dau un reload. Acum știu că vedeți, altfel pentru că v-am spus că mi-am modificat rezoluția la SAMP. Bă, e bine. Cât am făcut, profitat să 100K. E bine. Excentând levelul, mai scad încă 23K. Și vine 102, 700, nu știu exact, cât vine, mă? 23.000. 77K. Bă, e bine. Eu sunt mulțumit, cel puțin eu sunt mulțumit, chiar sunt mulțumit de acest profit. E, de exemplu, am făcut 700, 120K, deci le-am făcut chiar profit bun. Băi, nu nimeresc parola. Tot asta am greșit. Deci e bine, 23, da, 23. Merge după infern, ce ai făcut, John? Bun, haideți că am ajuns din nou la DS să vedem cu infernul care e faza, pentru că nu reușesc să intru în el și nu înțeleg de ce. Hai să vedem. După ce intru în el și schimb culoarea, cred că atunci o să fac VIP. Uite, frate, nu reușesc să intru în el, nu mă lasă. Dacă așa am... Ce pula mea, mă, n-are logică. Am dat G. Corect. Uite, el cum poate să intre în el? Ia. Ala-i, mă. Auto, ce frumos sună, mă, caia și ciocului. Tulai, doamne, mi-am luat infernul, Sulai, haida. Direct CarPlay. CarPlay BV48 Zucapa. Haide la culoare tot. Bă, ce bine arată. Bă, fraților, ce m-am hotărât să-i fac eu la acest infernus? Vreau să reușesc să-i fac 1 milion de kilometri, frate. Deci dacă nu o să îl dau la bani să se plimbe lumea cu el sau să-l ia, să-l închirie sau naiba, să-l scuture, dar vreau să-i fac 1 milion de kilometri, frate. Încă nu există niciun infernus cu 1 milion de kilometri. Și chiar aș vrea să reușesc să-i fac asta, chit că durează foarte, foarte mult. Dacă tot stai bancă, stați așa să bag și bani în bancă. De fapt, nu, stai mă, că trebuie să-l tunez. Stați așa, bă, și lor că am uitat că trebuie să-l și tunez. Vedem cât ne ajunge. Dacă mai trebuie bani, mai scot din bancă, nu este problema. Am uitat de tuning, ce-i drept. Dar vă dați seama că îmi trebuie tuning la Infernus, pentru că dacă n-are neoane de pomană. Dar, da, intrăm aici. Wheels. Dacă tot îl facem cum ne dorim, îi punem roți cutter. Ăsta, cum se numește? NOS. Hidraulice. Și neoane. Neoane. Ce culoare să-i fac eu neoanele? Roșu, blue, green, yellow, pink, white. Dacă eu îl fac negru cu alb, cum ar da oare? Așa facem. Și gata, cred că atât am trebuit și pe el, nu? Da. Bun. 50K. Hai că da. Hai că dacă i-am făcut și quest-ul. Băi, cât de frumos arată, băi, 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 ce trebuie, mă, ia uite la. Mai activez și un NB, stați așa că m-a făcut ăsta căcat. Ia uitați-l cât de frumos arată, frate. Ziceți-mi voi, ia uitați. Vedeți diferența? Mă rog, hai să băgăm totuși 10K în bancă sau cât ne-a mai rămas. Deposit 10, 1, 2, 3. Withdraw 6, 4, 7. Bine, corect. Așa. Withdraw și atâta rămânem. 785K în bancă. Infernusul meu frumos. Treci la tata. Hai aici. Hai să-l și vopsim. Pentru că deja tunat l-am tunat. Bă, e forță infernusul. Deci aparent să tunez un infernus ajunge 50K. Bă, nu e chiar așa mare o avere. Bă, nu mai știu să vorbesc, mă. Nu e chiar așa o mare avere să tunezi un infernus. Dar ce-i drept dacă ți-ai permis să-ți cumperi unul, îți permis și 50K, frate. Ce-i drept, eu nu l-am. Corect, eu nu l-am cumpărat cu... Da. Și aia e o variantă. Car color. Alai. Deci, negru. Dar să vedem cu ce...
Dispar, mă, morți. Hai că, da. Bun, hai să vedem. Îl fac cu 6. Da, deci îl facem așa. Cu 6. Baicala, da. Perfect. Ne-am făcut și infernusul. Băi, ești nebun ce bine, ce bele arată. Băi, și după aia, dacă o să fie cazul, să-i mai schimbăm și neonul pentru 20K. Nu mi se pare așa o avere. Bun, fraților. Atât. Slash V Infernus convertește la VIP. Ești sigur că vrei să îți convertești Infernusul la un vehicul VIP pentru 0 gold. Cu opțiunea selectată îți vei converta așa. Converta, hai că da. Yes. Așa, bun. Deci l-am convertit la ăsta. Editează textul. Zuki. Otra. Hai să scriem frumos Zuki, dacă tot scriem Zuki. Așa. Hai mă, schimbă-te. Nu vrea mă să se schimbe ceapa lui. Zuki punct. Așa, și acum să facem. Editează Zuki. Perfect. Acum, alt tab. Nu știu cum să vă dau și vouă. Game. Da. Să micșorez totuși un pic jocul. Așa, și să-l trag așa un pic. Bun. L-am făcut cum trebuie. Aproximativ, nu vedeți chiar voi toată bara, dar nu contează. Nu, e mai bine că nu vedeți data. Nu că m-ar interesa, dar nu se poate, nu se pot face posturi. Color hex. Nu mă. Color hex. Ala-i. Bă, vreau ăsta. Deci îl doresc pe acesta. Și încă o culoare. Aș vrea și un portocaliu. De să mi fac eu portocaliul. Așa. Uite asta. Perfect. Deci intrăm în joc. Așteptăm să ne bage și în joc dacă e. Atât. Și dăm slash V. Acum vă vede super mic, știu, dar asta este, n-am ce să vă fac. Infernus editează textul. Așa. Și aici încă o paranteză de asta. O să activez imediat iar game capture-ul. Așa. Și acum intrăm înapoi pe joc. Și o să, acum, un mic tutorial să vedeți și voi cum se face să aveți două culori la nume. Yes. Vedeți? Uitați așa. Arată bine. Hai să mergem să-l și parcăm. Să mergem să-l și parcăm la casă. Pentru că de ce să nu-l parcăm dacă avem Infernus? Cât filmăm? 3 minute 46, e bine. Ne-am lungit un pic cam mult cu acest episod, dar ne-am cumpărat Infernus, fraților, level 15. Nu mai luăm pomana, asta este. Măcar acum nu o să mă mai creadă playerii de pe joc, n-am. Pentru că până acum așa eram considerat, chit că eu aveam 5 RP-uri și 5 ani, 5 ani de samp în spate. Asta este, când vezi un player de level 7, nu prea ai de unde, de câte pe panel poți să afli câte RP-uri are și pula mea. Mă rog, Enter, deci Infernusul este oficial al nostru, frumos, forță, eventual o să fac niște stunturi cu el niște stunturi cu el în episoadele viitoare. Și bineînțeles, de acum turismul nu știu cât o să mai fie el la fel de mult folosit, pentru că avem Infernusul și mai ales dacă vreau să-l fac la 1 milion de kilometri. Cam mulți kilometri sunt și durează cei drept cam mult. Bun, fraților, cam asta a fost cu acest episod. Vă mulțumesc pentru toată atenția acordată. Eu am fost Zuki, iar pe la un alt episod vă salut. Bye, bye.